Oameni buni și frumoși, continuăm ceea ce am început înainte cu cam cu un an de zile. Podcast de 10 cu oameni de nota 10. Astăzi suntem la Milexim, la Palace Milexim, la această super locație și am vorbit cu domnul Mihai să mă lase să fac aici un podcast cu un tânăr antreprenor. Un tânăr antreprenor care este foarte pasionat de ceea ce face și mai mult ca sigur o să vă impresioneze și pe dumneavoastră. Alături de mine este Emi Dragotă sau Emilia Dragotă, care este antreprenor de ceva ani și ceva timp. Cu ce se ocupă Emi? Ce face? Am văzut-o și la Bruxelles. O să ne spună care ea. Bine ai venit, nu pot să spun la mine acasă, dar aproape. Bine ai venit la podcastul de 10. Mulțumesc frumos pentru invitație. Este o reală plăcere pentru mine să mă aflu aici cu voi și empatizez foarte mult cu tema voastră, promovatul, ceea ce ține de frumos și exact. De bine. Și astăzi, de această dată, vreau să vă împărtășesc un pic frumosul și binele prin prisma muncii mele. Exact. Așa cum a spus și Emi, dragilor, promovăm binele, promovăm frumosul și tot ceea ce înseamnă pozitiv. Văzând foarte multe postări pe care Emi le face pe social media, de acolo mi-a venit ideea, zic, măi, neapărat trebuie să aflu cu ce se ocupă fata, pentru că mi se pare că face lucrurile foarte bune. Așadar, poate nu toată lumea te știe, Emi, te rog să ne faci o scurtă prezentare a ta. De unde ești, cum te cheamă, etc. Bun. Eu mă numesc Emilia Dragotă. Deloc sunt din Luncani, dar locuiesc în Câmpia Turzii. Cumva Câmpia Turzii pentru mine este orașul meu de suflet. Nu m-aș vedea plecată de aici, deși plec foarte, foarte des și mă întorc tot timpul cu drag și dor de casă. De aceea am și ales să-mi construiesc casa aici și nu m-aș vedea locuind în altă parte, deși am cochetat și cu Bruxelles-ul, așa cum spui. Ajungem prefer să mă întorc. Ok. Principiul meu de viață este că atât timp cât pui ambiție, perseverență și mai ales pasiune în tot ceea ce faci, cheia succesului îți este absolut garantată, indiferent de domeniul în care activezi. Și eu m-am bazat cumva pe aceste trei criterii, ambiție, perseverență și pasiune, pentru a-mi atinge scopurile în domeniul meu și a evolua în domeniul cercetării de piață. Apropo de care aici am vrut să ajung, cu ce te ocupi mai exact? Deci, practic, studiu de piață sau cercetare în piață, nu? Da, eu activez în domeniul cercetare de piață, okay. Consultanță și cercetare de piață de peste 13 ani. Am înțeles, e ceva. Da, chiar este. Sunt pasionată de acest domeniu și de științele politice în paralel. Și ai echipă? Da, eu am o echipă. Am o echipă cu care susțin zona Transilvania, uh-huh. Adică eu mă ocup de coordonarea echipei, coordonarea proiectelor și de multe ori îmi place să merg cu echipa mea în teren. Atât pentru a păstra controlul lucrurilor și a mă asigura că decurg foarte bine, cât și pentru că îmi place să vizitez și să cunosc locuri noi. Am înțeles. Emi, să-mi spui o chestiune, că uite, eu personal, sincer, n-am știut, dar acum că știu, o să fie prima recomandare. Dacă om vrea să facă un studiu de piață, că și așa e acum varianta asta politică, campanie electorale, poate omul să apeleze la tine pentru un sondaj? Da, desigur. Firma mea se numește Emi Research. Ok. Și poate apela oricând, avem pagină de Facebook, Instagram. Eu, în general, colaborez cu câteva companii mari. Cea mai mare companie cu care colaborez este CSOP, Centrul pentru Studierea Opiniei și Pieței, cu care lucrez direct. Uh-huh. Și în funcție de cât îmi permite timpul, iau doar extra. Dar, în general, toate proiectele de care sunt necesare pentru această companie. Deci foarte tare. Deci, practic, orice sondez, orice chestiune se poate face, da? Da, în orice domeniu de activitate. Da? Perfect. Bun. Să-mi spui cu Bruxelles-ul. Ce ai făcut la Bruxelles? Sau ce faci la Bruxelles? Că am înțeles că mai mergi. Prin intermediul firmei CSOP, companiei CSOP, Centrului pentru Studierea Opiniei și Pieței, am primit o invitație de la Comisia Europeană pentru a participa la o conferință care are legătură cu risipa alimentară.
Mi s-a părut o idee foarte interesantă, deoarece mie îmi plac științele politice. Am și o facultate în acest domeniu. Eu am studiat Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării la Babeș și cumva m-a atras foarte tare și ideea de politică europeană. În momentul în care am ajuns la Bruxelles și am început să cunosc cumva problema risipei alimentare mai profund, mi-am dat seama că este de o reală importanță ce se întâmplă acolo și că eu pot avea un aport semnificativ pentru a schimba lucrurile, ținând cont că România este pe locul 9 la risipa alimentară în Europa, cred că necesită măsuri imediate. Și în acest sens, am avut sarcina să facem diverse propuneri pentru a combate risipa alimentară, propuneri care să fie luate în considerare și adaptate țării noastre. Ok, și propunerile, mai mult ca sigur le faci tu, dar vin de la cetățenii din România, spre exemplu, sau care este metodologia? Păi, propunerile le-am făcut eu, m-am documentat și am luat legătura cu actorii implicați. Spre exemplu, în privința risipii alimentare sunt implicate supermarketurile, dar și băncile de alimente. Da. Am luat legătura cu băncile de alimente și le-am întrebat care sunt nevoile lor. Mi-am dorit să înțeleg ce își doresc ele, ceea ce le lipsește și am constatat că ei lucrează foarte mult din donații. Ceea ce este trist, deoarece fiind la Comisia Europeană și relaționând cu persoane din alte țări, am constatat că în alte țări există un buget din care băncile pentru alimente își desfășoară activitatea, adică consumabilele, mentenanța mașinilor, chiar și șoferii angajați, pe când la noi în țară nu există așa ceva. Și chiar am spus că mi se pare trist ca un stat să rămână în urma altui stat. De ce toate steluțele de pe steagul Uniunii Europene sunt egale? Uite, o chestie, o supoziție foarte bună. Da, de ce? Și da, ai dreptate. Și în privința asta m-am dus cu propuneri adaptate nevoilor. Și poți să ne spui care ar fi? Da. Odată să fie sprijinite supermarketurile să aibă și ele o deducere fiscală pentru că ar da produsele spre donare sau le-ar pune la reducere cu câteva zile înainte de data de expirare, adică ei să aibă un beneficiu fiscal. Apoi, dacă ei fac lucrul ăsta, noi avem nevoie de băncile de alimente ca să poată manipula produsele în sine. Da. Și în acest sens, băncile de alimente să beneficieze de susținere financiară pentru a executa munca lor. Cumva am încercat să conectăm cumva actorii implicați. Și atunci am zis că o platformă ne-ar ajuta, care, spre exemplu, să conecteze celelalte aplicații deja existente și în momentul în care există produse să fie postate pe platforma respectivă și actorii implicați să aibă acces. Am înțeles. Uite, faptul că, și acum vorbesc cu voi, faptul că Emi este o tânără antreprenoare și se implică, mi se pare că face din prima un bine. Faptul că te implici, vrei să schimbi ceva. Faptul că Emi se implică de așa natură încât să schimbe cumva lumea, dacă vreți, prin combaterea risipei alimentare, ceea ce într-adevăr este o problemă reală la noi în țară, pentru că se poate vedea și la restaurante sau în marketuri sau și pur și simplu la noi acasă, când am masa în familie. Faptul că se implică și vrea să schimbe lumea, iar este un lucru admirabil. Deci, oameni buni, se poate, doar să trăi. Că dacă nu vrei, mai mult ca sigur, nu. Emi,
Vreau să-ți mai pun o întrebare. Cum vede Bruxelles implicarea asta a României și nu neapărat a României, cât implicarea ta? Pentru că ai fost odată, ai fost de două ori, ai fost de trei ori. Din câte am înțeles, deja ai abonament și mergi frecvent la Bruxelles. Din prisma Comisiei Europene, sunt foarte încântați în momentul în care tinerii doresc să se implice, susțin ideile noastre și le iau în considerare. Pe această temă s-a și creat un hashtag din partea lor, în urma propunerilor care cumva au vizat tot lanțul alimentar. Îl găsiți pe Instagram, Farm to Fork, de la fermă la furculiță. Ce tare. Da, ei apreciază cumva și au apreciat și eforturile mele. Din această cauză m-au invitat în continuare și mi-au propus să devin ambasador pe această foarte linie. Tare. Deci atenție, doamnă ambasador. Am început demersurile. Am înțeles. Dar mi-au în serios rolul și sunt invitată și pentru alte conferințe. Acum sunt la o conferință care are legătură cu poluarea și aici m-am implicat din nou cu cunoștințele mele despre risipa alimentară, pentru că și risipa alimentară poluează. Da, așa e. Dar auzi, vreau să te mai întreb o chestiune. Una e să ne întâlnim pe stradă să vorbim, alta e să ne vedem la un podcast și să vorbim, dar mai mult ca sigur, alta e când te afli pe la Bruxelles, pe acolo, pe la Uniunea Europeană și pur și simplu ești tu la prezidiu și ai în față o grăuză de oameni care știu cam cu ce se mănâncă treaba aia. Cum te simți? Ce presiune pe tine? Imensă. Nu pot să te mint, este o presiune imensă, mai ales că știu că reprezint interesele tuturor. Am simțit că responsabilitatea mea este mare și în momentul în care a trebuit să transmit informațiile culese și propunerile pe care le-am realizat împreună cu grupul meu, mi-am pierdut cumva cuvintele, dar în esență am redresat-o și am comunicat tot ceea ce aveam de zis și îmi place enorm acea zonă. Place și lucrez la asta, să-mi controlez emoțiile. Apropo de emoții, apropo de plăcut, de neplăcut, apropo de Bruxelles, Uniunea Europeană, de ce nu te bagi în politică? Sau ești băgată? Și nu. Nu sunt în zona politică, nu am culoare politică. Îmi place politica, dar cred că sunt bună și pe ceea ce eu fac în prezent. Îmi place foarte mult partea de cercetare, de relaționare și de a înțelege nevoile pe care cetățenii le au, de a afla părerea consumatorilor, ce percepție au, ce schimbări își doresc. Este un domeniu și profitabil de asemenea, adică îmi place foarte mult ceea ce fac și îmi place și partea aceasta cu colaborarea cu Comisia Europeană, să spun așa, și cumva le pot îmbina. Îți spui, dacă ți s-a părut ție la un moment dat, colaborând cu compania de care ai spus, nu știu, că ai făcut un sondaj pe anumit produs sau pe anumit segment care ți s-a părut ție, băi, ceva cumva deplasat s-a întâmplat? Și că ziceam de margarină în discuția înainte să filmăm. Băi, vă place margarina? De care? Adică a fost o chestie așa care cumva să te mire faptul că oamenii s-au gândit să facă un sondaj pentru partea aia? Da, sunt și unele proiecte atipice, ca să spun așa, dar tocmai asta e frumusețea și rolul statisticii, să aflăm ceea ce este relevant. Am făcut proiecte în diverse domenii. Cele mai de interes sunt cele despre țigări. Așa cum am spus, mi se pare că faci o treabă foarte bună și mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația în podcastul de 10. Oameni buni, e de 10, pentru că ea de 13 ani este pe picioarele ei, antreprenor local, dacă vreți, colaborează cu instituții mari din România și nu numai, invitată frecvent la Bruxelles pentru a susține niște lucruri
esențiale pentru noi și aici ne referim la risipa, la combaterea risipei alimentare. Azi, mâine, doamnă ambasador, nu? Așadar, vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat și de ce nu să ne mai ții la curent cu activitatea ta, că e de la Bruxelles, că e pe studiu de piață, pentru că încă o dată mi se pare că faci ceea ce faci, faci foarte bine. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru invitație, mi-a făcut plăcere să fiu astăzi alături de voi și să pot împărtăși cu voi ceea ce eu fac în viața mea de zi cu zi, dar și ce se întâmplă la nivelul Comisiei Europene. Ei sunt foarte încântați când apar în media subiecte despre ce se întâmplă la nivel european și în momentul în care putem influența oarecum pozitiv și ca fiecare să poată lua măsuri pentru a combate fenomenele care ne înconjoară. Perfect. Mulțumim foarte mult, dragilor. Mulțumim că ne urmăriți, ne apreciați, dați like, subscribe și toate cele. Eu sunt Adrian Soporan, Emi Dragotă, aspres.ro, cu și despre oameni. Doamne ajută!